Când nu există solicitări de la sportivi, atunci când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții. Regulile foarte severe. De exemplu, am fost la Madrid și am vizitat viitorul stadion, actualul, dar modernizat, împreună cu Sorin Grindea și cu constructori. N-am ajuns la ceva, la acel nivel, în care sunt 27 de etaje în pământ, se ridică teren pentru fiecare sport în parte, că-i tenis, că-i fotbal, că-i basket. Noi avem niște stadioane care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor în funcție de performanța sportivilor, creând o prioritate. Eu nu vreau să intru în nicio polemică. Lucru iarăși, nu poți să te exprimi la televizor pe o bază a statului român sau pe o echipă care este plătită de către un minister. Cred că trebuie să avem bun simț cu toți și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători. Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie echipa FCSB sau alte echipe să joace, sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu. Stadioanele sunt pentru sportivi. Nu ai dreptul să iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. De ce nu s-a jucat acest meci acolo? Și-a depășit domnul Talpan atribuțiunile? Nu cunosc detalii, de aceea am crezut că este oportun să meargă corpul de control al primului ministru ca să vă pot răspunde aplicat la întrebările mele. Și-a depășit domnul Talpan atribuțiunile? Nu sunt în măsură în acest moment să spun cine. Cred că am fost suficient de clar. Domnul Covaliu, Ana Lipă, se pot mândri cu medalile pe care le au la gât. Mergeți la când meci, tu la n-ai nicio performanță sportivă și să te implici, să strici lucruri din ambiții personale, mă anunț că nu voi permite, nu domnului Talpan, nimănui, cât timp sunt prim-ministru, să fac acest lucru. Oamenii de sport au dreptul să vorbească. Mergeți am fost suficient de clar. Da? Mergeți la meci? La FCSB Dinamo? Nu știu încă. O să vorbesc cu fiul meu. Aș avea o altă întrebare, domnule prim-ministru. Când ar putea crește salariul minim în România? De exemplu, în Germania, salariul minim anul trecut a crescut de 3 ori. Este un mecanism prin care ții lucrătorii în țară. Cu adevărat, acest lucru trebuie suportat și de către economia reală. Prin discuții vom avea. Dacă vor fi scoase parte din facilitățile, de exemplu, în construcții. Discuțiile sunt foarte clare ca să și mărim salariul minim, astfel încât e dreptul dumneavoastră să dați breaking news că Ciolacul taie salariile. Nu le tai. Nu le tai și tocmai de aceea vom mări salariul minim, astfel încât să nu piardă nimeni la salariu. Domnule prim-ministru, doar pentru Becali, i-ați promis domnului Becali că va juca. Cred că am fost suficient de clar. Ar fi eliminate aceste facilități fiscale pentru cei din domeniul agricultorii și construcții. La revedere, mulțumim! Nu știu, o să continuăm discuțiile, de luni o să avem aceste discuții și domnul președinte Ciucă, vă rog eu mult, aveți doi sportivi de asemenea talie și... Susțin varianta TVA-ului diferențiat. Cine? De 9 și 19%. Cine menține? Că n-am auzit. Am spus social-democrații susțin introducerea acelui TVA diferențiat. Creșterea TVA-ului liberalii. Comisia a venit, v-a spus cineva? Ați văzut vreun liberal? L-ați văzut pe domnul Ciucă că a spus că nu-i de acord? Neoficial acest lucru. Vă rog eu, răspundeți dumneavoastră. Eu răspund la lucrurile oficiale. Ce vă pot spune? În discuția mea cu comisia și-au dreptate. Doamne, trebuie să fie o ordine, nu puteți veni cu 7 tipuri de TVA. Hotărâți-vă la noi. Și am convenit că 9% rămâne mâncarea, rămân medicamentele, rămân protezele. Acum, iertați-mă, de ce la cluburi este 5% TVA? Vă întreb pe dumneavoastră. E normal acest lucru? Sunt mult prea multe excepții în România, lucru pe care nu ne-a spus numai comisia. Am spus toate forurile financiare. Ce vrem? Să pierdem toate fondurile europene și să intre România într-un colaps
Eu nu am să fac acest lucru, indiferent de ce vocea vor apărea și voi ieși la dumneavoastră, la televiziune, la presă, unde doriți. Și o să explic foarte clar de ce trebuie făcut acest lucru. Normal, după ce voi lua decizii. Mulțumesc mult! Declarațiile premierului au fost în direct de la Complexul Sportiv Olimpic de la Izvoran. Mergem mai departe.